Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Perspective. Sunt Daniel Demeter și vă invit ca în următoarele 55 de minute să rămâneți alături de noi aici pe Someș TV pentru a descoperi noi sensuri și perspective ale vieții. În această după-amiază discutăm despre un subiect foarte, foarte important care ne atinge pe noi toți deopotrivă, și anume familie. Subiectul emisiunii poate fi în felul următor: familia sub foc încrucișat. Fiecare pasăre își face un cuib, fiecare animal își face un culcuș ca să aibă unde să se retragă. Nouă, oamenilor, ne-a fost rânduită familia. Un loc unde ne putem relaxa, un loc unde ne putem manifesta și în același timp primi dragostea, iubirea, aprecierea, simțământul valorii personale. Un loc unde ne dezvoltăm cel mai bine și unde poți să fii tu însuți. Un loc unde cad măștile jos, fardurile și toate produsele cosmetice de tip virtual. Un loc unde poți să interacționezi cu cei care îți sunt cei mai dragi, cei mai apropiați din lumea aceasta, membrii familiei tale, părinții, copiii, tovarășul de viață și așa mai departe. Vă invit să rămâneți alături de noi, să vedem ce putem învăța și cum putem crește în acest domeniu atât de valoros și atât de important, viața de familie. Alături de noi în studio este domnul pastor și profesor Mică Sârbu. Bună seara și bine ați venit în mijlocul nostru. Bine v-am găsit, este o bucurie să fiu împreună cu dumneavoastră și cu cei care ne ascultă. Domnul profesor Mică Sârbu este licențiat în teologie, a absolvit master în teologie educației, iar actualmente studiază relațiile de familie. Este profesor în cadrul Institutului Teologic Adventist de la București, mai exact Cernica, așadar avem un oaspet de seamă în mijlocul nostru. Mă bucur că ați reușit să fiți alături de noi. Este într-o călătorie aici în Ardeal, în zona Clujului, pentru câteva zile și am profitat de prezența dumnealui pentru a fi alături de noi. Domnule profesor, haideți să discutăm despre familie. Sunteți un specialist. Există două modele, modelul tradițional și modelul modern al familiei. Care ar fi diferența esențială între cele două și de ce putem vorbi despre o criză a modelului tradițional în ce privește viața de familie? În primul rând, m-a speriat numindu-mă specialist. De obicei fug de specialiști, deși avem nevoie de specialiști. Spun lucrul acesta pentru că uneori, în numele așa zisei specializări, se ascunde modele nepotrivite pentru ceea ce vrem să promovăm. Adică, poate să fie un produs fals, dar dacă un specialist și-a pus semnătura pe el, atunci toată lumea cumpără pentru că a spus specialistul. Îmi doresc ca ceea ce spun specialiștii, indiferent de pregătirea lor, să fie întotdeauna supus gândirii critice, a bunului simț și, pentru că suntem într-o țară creștină, să fie supusă autorității Bibliei. Vorbeați de modelul tradițional în domeniul familiei și modelul modern. Aș vrea să duc discuția într-o altă direcție, dar totuși cea propusă de dumneavoastră, și să vă propun o analiză a modelului biblic creștin și modelului modern. Pentru că, în general, modelul tradițional sau cel de care au fundamentalist, de care au avut parte părinții noștri, a fost mai apropiat de modelul biblic. Pe de altă parte, cred că ascultătorii noștri au nevoie și de un model autentic. Nu cred că ne-ar folosi foarte mult să comparăm modele umane, care ambele au plusuri și minusuri. Cred că ne-ar fi de folos să comparăm un model autentic cu unul actual pe care îl avem, pentru a descoperi de ce avem nevoie de modelul autentic, de modelul biblic. Și făcând lucrul acesta, aș vrea să remarc că modelul biblic al familiei este întemeiat pe câteva mari principii. Vă rog. În primul rând, modelul biblic al familiei are în vedere unitatea dintre un bărbat și o femeie. Cred că lucrul acesta este capital atunci când vorbim de familie. De ce spun lucrul acesta? Pentru că astăzi societatea noastră multiculturală, modernă, postmodernă, sigur dominată de drepturile omului, împotriva cărora nu sunt, sigur sunt un susținător fervent al drepturilor omului, însă consider că, în ciuda drepturilor pe care fiecare om le are,
fiecare dintre noi are libertatea să-și exprime propria identitate și, în mod special, să afirme valorile Bibliei. Deci, pe baza valorilor Bibliei, a învățăturilor Bibliei, familia se întemeiază prin relația dintre un bărbat și o femeie. Acesta este un principiu fundamental. Nu există familie potrivit Bibliei în afara unui bărbat și unei femei. De fapt, familia în sine, conceptul de familie, include și procreația. Exact. Pentru că asta este rostul familiei. Așa a rânduit Dumnezeu și așa a moștenit din moș strămoș și toate celulele ființei noastre, toate genele noastre ne dictează lucrul acesta. Ori atunci când o așa zisă asociere, că nu putem numi familie, să fim cinstiți cu termenii, când se asociază două persoane de același sex, fie doi bărbați, fie două femei, nu mai putem vorbi de familie în sensul plin al cuvântului, fiindcă acolo nu mai intră în discuție procreerea. Da, deci de asta am spus, din perspectivă biblică, exclus familie. Din perspectivă modernă, oamenii astăzi pot numi. Asta este trendul. De aceea v-am propus să privim prin contrast familia biblică și familia modernă. Ce aduce mai mult modelul biblic vis-a-vis de modelele moderne, actuale, care sunt atât de în vogă, atât de mult mediatizate, atât de mult apărate de drepturile omului? Mă rog, nu sunt chiar... Sunt drepturile unor oameni care gândesc altfel, așa îmi permit eu să spun. Au și ei dreptul să gândească altfel, fără discuție, să trăiască altfel, dar ce aduce modelul biblic mai mult decât celelalte modele? În primul rând, dacă voi enunța al doilea principiu, vă dați seama de diferență. Al doilea principiu este acela că familia biblică este monogamă. Nu am doi soți, două soții, trei soții. Este între un singur bărbat și o singură femeie. Vedeți, dacă privim prin contrast și aici descoperim hibele familiei moderne, sigur că în general este tot monogamă, este un singur bărbat, o singură femeie, dar este un model monogam succesiv, adică 10 ani cu un partener, nu mai merge, următorii 5 ani cu un alt partener și tot așa până când viața se sfârșește. Ori lucrul acesta potrivit valorilor Bibliei este inacceptabil. Și din punct de vedere practic, studiile făcute de cercetători în domeniu au demonstrat că modelul acesta monogam succesiv aduce mari pierderi în viața omului. Pierderi în capacitatea lui de a iubi profund, în capacitatea lui de a fi stabil într-o relație. Cine a trecut printr-un divorț este mult mai vulnerabil să treacă și prin al doilea. Cine a trecut și prin al doilea este mult mai vulnerabil să treacă și prin al treilea. Și va trece mai ușor pragul altui divorț decât prima oară. Pe de altă parte, modelul acesta modern care îmi permite, îmi îngăduie cel puțin dacă nu-mi permite, să-mi abandonez partenerul pentru altcineva, are efecte dramatice asupra copiilor care se nasc într-o astfel de familie. Efectele asupra copiilor, spun psihologii, se întinde chiar până la 25 de ani de la divorțul părinților. Deci imaginați-vă că copiii din astfel de familii au probleme pe termen foarte lung. Și ei reprezintă generația de mâine, care sunt chemați să promoveze în continuare valorile familiei. Ori ei, crescând într-o familie destrămată, în care unul sau celălalt din parteneri părăsește familia, vă dați seama cu ce probleme va trebui să se lupte ei ulterior, adulți fiind, și cât de ușor va trece pragul la rândul lor divorțului, exact, văzând exemplul în familia lor. Statistic, copiii care se nasc provin din familii care au trecut prin divorț, sunt mai vulnerabili. De ce? Pentru că li s-a creat un model alternativ. Dacă nu mai merge, așa am văzut acasă că se poate rezolva. Abandon. O luăm de la capăt cu altcineva. Exact, o luăm de la capăt cu altcineva. Discutăm, dragi telespectatori, despre familie. Subtitlul Familia sub foc încrucișat. Împreună cu profesorul Romică Sârbu de la București, încercăm să vedem ce putem repara, care sunt cauzele crizei în care se adâncește viața de familie din ce în ce mai mult și cum putem să evităm aceste cauze. Și pentru că suntem în direct cu dumneavoastră, aici la Someș TV, puteți să intrați în legătură telefonică cu noi la numărul de telefon care va fi afișat pe ecran și să puneți întrebare invitatului nostru legat de acest subiect. Domnule pastor, noi trăim într-o societate creștină. Totuși, neamul românesc, românii,
Sunt oameni temători de Dumnezeu și îmi place să cred că marea majoritate a oamenilor din societatea în care trăim promovează modelul biblic sau cel puțin au undeva ascuns în conștiință acest model. Și totuși, familia se adâncește într-o criză din ce în ce mai profundă. Pentru că dacă ne uităm, de exemplu, la statistici, rata divorțului explodează de la an la an. Tot mai mulți copii cresc în familii monoparentale. Tot mai mulți copii au probleme de adaptare și de dezvoltare fizică și psihică în familii cu dificultăți. Ce se întâmplă? De ce este familia secolului 21 într-o criză din ce în ce mai acută? Spuneați că poporul român este creștin și sunt de acord cu dumneavoastră. Mă bucur că sunt român, chiar dacă în contextul acesta al integrării europene, uneori este dificil să-ți exprimi identitatea de român, pentru că s-a creat o anumită imagine. Apreciez pe concetățenii mei pentru aplicarea lor spre valorile creștine. Însă cred că avem nevoie de o aplicare mai profundă, pentru că în spatele crizei familiilor din țara noastră și nu doar din țara noastră, din Europa, din Statele Unite și de pretutindeni, stă o cauză morală. Și când spun o cauză morală, am să vă exemplific prin cauzele prin care cetățenii țării noastre, creștini, își justifică divorțul. Veți observa că primele 16% prin care se justifică procentul reprezintă trei cauze morale grave care sunt interzise de Biblie. Și anume? Și a patra este o cumulare a primelor trei. De exemplu, în jur de 5% dintre căsătoriile care eșuează în divorț își motivează decizia adulterului, infidelității. Unul dintre parteneri înșeală pe celălalt. Ori dacă am fi conștiincioși și credincioși, consecvenți cu apartenența noastră religioasă, care cred că este specifică indiferent de culoarea religioasă a creștinismului nostru, nu am avea această problemă. Pentru că Dumnezeu a spus clar în cuvântul Său, în cele 10 porunci, să nu comiți adulter. Este un lucru lămurit. Deci e tot o criză de ordin moral. Este o criză de ordin moral, așa cum cred din adâncul sufletului și am dovezi concrete, că la fel este și criza financiară pe care o traversăm. Este de natură morală. Da, acolo e rădăcina. Acolo este rădăcina. A doua cauză pe care o descoperim în statisticile cu privire la divorț în țara noastră stă în alcoolism. Sfânta Scriptură ne avertizează și ne spune că trupul nostru este templul Duhului Sfânt și că n-ar trebui să folosim substanțe care dăunează sănătății noastre. Ori alcoolul, și mă bucur că televiziunile au preluat mesajele acestea de sănătate și din când în când apar acolo pentru aceste... sănătatea dumneavoastră nu folosiți alcool? Nu folosiți, sigur. Foarte puțin. Da, și au început să promoveze și laud din adâncul sufletului și modele alternative, nu faceți mișcare, consumați de lichide. Eu totuși aș spune că pentru sănătatea dumneavoastră, dragi telespectatori, nu folosiți alcool deloc. Pentru că alcoolul este o substanță toxică, demonstrată, dovedită, nu mai trebuie să facem nicio demonstrație noi aici. Și orice alcoolic, haideți să recunoaștem, să spunem deschis, nimeni nu se naște alcoolic. Mai întâi a început cu un pahar, după al doilea, al treilea și în felul acesta, de la primul pahar, pornește drumul spre alcoolism, care este o boală incurabilă, nu știm locul. Exact. Acesta. Și pe lângă efectele nocive asupra propriei persoane, se constituie ca o cauză a divorțului. 5% aproximativ. Aproximativ. Și urmează a treia cauză, violența în familie. Violența domestică. Violența domestică. Din punctul meu de vedere, fenomenul acesta este mai amplu decât reflectă statistica. Datorită faptului că în țara noastră este rușine să recunoști că ai soțul probleme. Te bate, că ai probleme de genul acesta. Pentru că mentalitatea, în general, nu 100%, este aceea că dacă te bate, înseamnă că totuși ai o problemă, că nu te bate degeaba. Ai și o vină. Și rușinos să recunoști că ai exact, făcut ceva greșit. Exact. Dar toate acestea reprezintă cauze morale. Sigur, și a patra, care se încadrează în procentul acesta 16%, e un cumul al primelor trei, adică și adulter și alcoolism sau și adulter și violență fizică. Acesta reprezintă 16%. Apoi, marea majoritate sau procentajul cel mai semnificativ prin care este justificat divorțul stă sub titlul
probleme personale sau de comun acord, rezolvate de comun acord. 52% din divorțurile din țara noastră au ca justificare probleme care nu se pot spune, dar alegem să încheiem această căsătorie de comun acord. Și astăzi legislația chiar și permite. Mergi la notariat, nu mai trebuie să mergi la judecătorie, la tribunal, nu mai trebuie să angajezi un avocat, se rezolvă foarte simplu dacă cei doi sunt la o înțelegere. Într-un sens modern, formularea este următoarea: nepotrivire de caracter. Oamenii spun, nu ne potrivim, am încercat, am trăit câțiva ani, n-am reușit, nu merge, n-are rost să mai forțăm. 52%. Mai mult de jumătate. Eu mă așteptam ca să fie mai mulți cei care divorțează pe motiv de adulter sau violență sau alcoolism. Mă rog, e foarte greu să trăiești cu un bărbat alcoolic în casă. Numai femeile care trăiesc prin calvarul acesta știu ce înseamnă treaba asta. 52% divorțează din cauza faptului că sunt nepotriviți. Părerea mea este că în acest 52% nedefinit, plus încă 33% care spune în dreptul cărora se spun alte cauze, cred că cumulate 84% ascund poate și adulterul, și violența fizică, și infidelitatea. Doar că nu sunt mărturisite. Doar că nu sunt mărturisite și pentru a găsi o cale mai elegantă de a încheia căsătoria, o facem de comun acord, nu ne potrivim. Însă, realitatea este că procentul cel mai mare este dat de această nouă cauză modernă, nepotrivirea. Nu ne mai potrivim. În dreptul sau sub această nepotrivire stă de fapt o boală, un sindrom teribil al relațiilor din timpul nostru. Eu mai văd ceva în toată treaba asta, îmi permit să fac o mică mențiune. De exemplu, în vremea bunicilor noștri, oamenii, mai ales în mediul rural, nici nu își puteau imagina că să divorțeze. Era o rușine imensă. Dacă se întâmpla vreun divorț în sat, odată la nu știu câte zeci de ani, oamenii ridicau ochii și spuneau, ai auzit? Era o subiect de discuție mult timp înainte. Și când oamenii trăiau greu și cineva le sugerea, păi n-ar fi mai bine să-l părăsești. Ce? Noi nu ne ocupăm cu așa ceva. Oamenii excludeau din start divorțul. În timp ce astăzi asistăm la o deplasare a mentalității spre un model mai liber de gândire și oamenii consideră că divorțul este rezolvarea problemelor lor. Dar este un fel de shortcut, din punctul meu de vedere, pentru că niciodată abandonul nu rezolvă cu adevărat problemele, fiindcă problemele din familie sunt generate de problemele celor doi parteneri. Că nu mai sunt și probleme cu vecinii, dar sunt nesemnificative. Haide să recunoaște, nu? Problemele familiale în mariaj sunt generate de problemele soțului și soției. Ori rezolvarea problemelor din mariaj trebuie să coincide cu rezolvarea problemelor mele personale. Și atunci încetează și problemele căsătoriei. Dacă nu încetăm, nu rezolvăm problemele personale, desfacerea mariajului și recăsătorirea nu rezolvă problema, pentru că problemele mele le voi duce și în următoarea căsătorie. Corect. Și în cea de-a treia, și în cea de-a patra, până la minus, plus, infinit. Sau se vor naște alt tip de probleme funcție se multiplică. Personalitatea cu care înființez exact, o nouă familie. Exact. Pentru că te căsătorii cu un străin, că până la urmă nu ne căsătorim cu un străin. Faci curte un an, doi, trei la o tânără sau îți face un tânăr cât îți face curte, unii rezolvă problema după câteva întâlniri. Foarte, foarte operativ. Nu e recomandabil, dar se mai întâmplă. Îți trebuie ani și ani ca să-l cunoști pe celălalt. Și după zeci de ani descoperi, păi n-am știut că poți să fie și așa. În fine, vreau să vă pun o întrebare care oarecum se naște din discuția aceasta. Mi-a rămas în minte această expresie, nepotrivire de caracter. Chiar există parteneri incompatibili? Mă bucur că puneți în discuție această problematică, pentru că este un specific, în mod special, al familiilor tinere de a vorbi de nepotrivire. Da. Și de a evada în numele nepotrivirii. Acum, pentru că îmi doresc această emisiune să se desfășoare sub egida valorilor biblice, aș vrea să spun că, din perspectiva Bibliei, există anumite incompatibilități pe care eu le-am împărțit în câteva categorii. Aș numi incompatibilități esențiale. Adică, dacă vrei să întemeiezi o familie Ion cu Gheorghe, este o incompatibilitate esențială. Nu intră în model, că Dumnezeu a zis că Ion e cu Maria.
Adică trebuie să fie bărbat și femeie, înțelegeți? Am înțeles. Asta este o incompatibilitate de care trebuie să ții cont. Sau Maria cu Iulia. Sau, exact. Apoi, un... Ne cerem scuze telespectatorilor, numele sunt aleatorii, care n-au nicio legătură cu cinema. Exact. Apoi, vorbim de o incompatibilitate care poate exista la nivel de sănătate, de medical vorbind. Nu sunt compatibili sau nu poți să ai o familie sănătoasă dacă te căsătorești cu o persoană care are probleme psihice. E o incompatibilitate. Faci un pas greșit. N-ar trebui să-l faci. Sau cu o persoană care nu este aptă pentru ceea ce presupune căsătoria, nu? Pentru relațiile intime pe care presupune unirea între un bărbat și o femeie. Lucrul acesta creează din start o incompatibilitate. Apoi putem să vorbim despre o incompatibilitate legată de valori, o anumită fundamentală. Adică Scriptura spune, nu vă jugați la un jug nepotrivit. Ce înseamnă aceasta? Lucrul acesta, Scriptura îl gândește în dreptul valorilor morale creștine pe care le ai. De exemplu, dacă ești un creștin practicant, pentru tine Dumnezeu este important și la fel și practicarea religiei, dar îți place, ești atras de o persoană care este creștin în general, dar nu este practicant. Mai mult decât atât, principiile acelei persoane sunt în contradicție cu ale tale. Sau poate e chiar ateu. Sau poate e chiar ateu. Este o incompatibilitate fundamentală. Conform Scripturii, nu este recomandat să intri într-o astfel de căsătorie. Practica însă ne spune că uneori ne trezim într-o astfel de căsătorie fără să fi vrut. Adică pe parcurs am devenit un creștin practicant. Ca soț sau ca soție. Unul dintre cei doi. Și atunci, nu. Exact, Scriptura lămurește lucrurile. Și când este o incompatibilitate de genul acesta și spune dacă soțul necredincios dorește să rămână cu tine sau soția, rămâi împreună cu el. Nu este totuși un motiv, nici chiar această incompatibilitate care s-a născut, nu e un motiv să abandonezi, să renunți la familie. Acum, să punctez ceva, cum am înțeles eu lucrurile. Așa. Dacă vorbim despre o incompatibilitate la nivel de bărbat-bărbat, femeie-femeie, acestea sunt incompatibilități esențiale, nu intră în discuție. Fundamentale, sau, de exemplu, persoana care are dificultăți psihice, este... Este esențială, nu e de dorit. Nu corespunde unor responsabilități sociale de bază, da, să și le îndeplinească. Dar acest tip de compatibilități ulterioare despre care ați vorbit, de exemplu, de ordin religios, da? Ele nu sunt, eu nu le percep ca fiind compatibilități reale sau incompatibilități reale, pentru că poți să trăiești o viață de familie chiar dacă pe anumite zone ale experiențe religioase nu ești pe aceeași lungime de undă cu partenerul. E într-adevăr un neajuns, un dezavantaj, dar sunt, de exemplu, aici în Ardeal, atâtea și atâtea familii căsătorii între maghiar și român, de exemplu. El e român, ortodox, sau, mă rog, ea este unguroaică, catolică sau reformată și trăiesc 50 de ani într-o familie stabilă, sudată, fără nicio problemă. Deci eu am spus, conform Scripturilor, nu este recomandat să intri într-o astfel de căsătorie pentru că îți asumi anumite responsabilități și vei avea anumite probleme. Însă am spus că dacă totuși ești într-o astfel de familie... Rămâi în familia aceea și nu abandonezi. Nu înseamnă că ești într-o incompatibilitate așa care justifică divorțul. Nu. Dacă cei doi doresc să trăiască împreună, se poate ca cei doi să fie compatibili, să se bucure de familia lor. Deci lucrul acesta este foarte clar. În același context, să mai punctăm atunci încă o chestiune importantă pentru tinerii necăsătoriți care se pregătesc să încheie o căsătorie. Înțeleg bine, nu se recomandă ca un tânăr care aparține unei biserici să se căsătorească cu o tânără ce aparține unei alte biserici, chiar creștini fiind, ținând cont de tocmai aceste dezavantaje, neajunsuri. De exemplu, unul merge într-o biserică, celălalt merge în altă biserică. Exact. Unde vor nu, merge la biserică? Nu pe criteriul discriminării. Nu. Care religie este mai bună? Nu. Și nu este funcționalitate. Deci apar niște disfuncții în familie care la un moment dat... Nu poți. Sunt în care biserică vom boteza copilul? Exact. Da? Exact. În care zi ne vom închina? Exact. Ce vom consuma? Dacă ești un evreu, consumi un anumit tip de alimente, ești un creștin, consumi alt tip de alimente, ești... Și aș putea da multe alte exemple. Deci lucrurile acestea au valoarea lor, mai ales că în domeniul conștiinței al religiei, care
operează cu adevărul, oamenii sunt foarte rigizi. Pentru adevăr, omul e dispus să moară. E, mai puțin, mai sunt, dar... Dacă e vorba de un creștin practican care ține înțeles. La valorile lui, eu da, la aceasta da, 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 da. Acum, cred că, dincolo de aceste incompatibilități, și nu mai repet acum pentru că poate timpul nu ne permite, ne presează timpul, eu cred că dacă este bărbat, este femeie, cei doi s-au cunoscut, ei pot fi compatibili. De fapt, ceea ce noi numim incompatibilitate, nepotrivire, este un eșec al voinței noastre. Nu mai vrem, în definitiv, suntem prea comozi ca să luptăm. Este un eșec al dorinței noastre de a cunoaște, de a căuta soluții la probleme. Este, dacă vreți, un eșec al, al disponibilității noastre de a ne schimba. Este un eșec al bunătății noastre. Pentru că viața de căsătorie implică și schimbare personală. Exact. Astfel lucrurile nu merg. Trebuie să luăm o scurtă pauză pentru că timpul ne presează, dragi telespectatori. Discutăm împreună cu profesorul Romica Sârbu despre familie, care este într-un foc încrucișat fără discuție în zilele noastre vitrești pe care le trăim. Sunt probleme, sunt probleme din ce în ce mai multe, dar în același timp trebuie să vă spunem că sunt atâtea persoane care trăiesc o viață de familie frumoasă, chiar și în secolul 21, chiar și în vremurile noastre, chiar și în societatea noastră sau în alte societăți mai libere, mai occidentale, mai deschise. Este posibil să trăiești o viață de familie frumoasă pentru că Dumnezeu așa a lăsat lucrurile, iar acolo îți poți împlini cele mai profunde nevoi și să atingi cele mai înalte culmi ale satisfacției personale. Timpul ne presează, rămâneți alături de noi, luăm o scurtă pauză, însă rămâneți pentru că în partea a doua emisiunii discutăm în continuare multe alte aspecte interesante despre subiect. Publicitate, revenim curând. Am revenit, dragi telespectatori, suntem alături de dumneavoastră în continuare la Perspective aici pe Stomeș TV. Discutăm despre familia sub foc încrucișat, problemele și dificultățile cu care trebuie să ne confruntăm cu toții. Da, pentru că trăim într-o familie sau aparținem unei familii, fie în calitate de soț, soție sau părinți, copii, etc. Profesorul pastor Romica Sârbu de la București este în mijlocul nostru și ne introduce oarecum în tainele acestui subiect atât de valoros și atât de larg răspândit. Discutam înainte de pauză despre divorț, da? Anumite cauze și am văzut că nepotrivirea de caracter este cel mai frecvent motiv folosit. 52% dintre cei care abandonează corabia căsătoriei fac aluzie la această motivație, acest motiv. Nu ne potrivim. Domnule profesor, vreau să adâncim puțin aici, pentru că mie mi se pare suspect tot ce se întâmplă aici. Această nepotrivire de caracter, după feeling-ul meu, ascunde ceva mai adânc. Și anume, orice căsătorie, orice relație în doi presupune schimbare, adaptare, a fi atent la nevoile celuilalt și a te plia după el. Ori atunci când tinerii, sau mai puțin tineri, dacă unii divorțează la 50-60 de ani, mai rar de se mai întâmplă, atunci când doi oameni divorțează, nu cumva mesajul din spatele acestei propoziții frumoase, moderne, nepotrivite de caracter ar fi următorul: nu sunt dispus să mă transform, să mă schimb. Nu sunt dispus să accept toate diferențele dintre noi. Nu sunt dispus să te accept pe tine așa cum ești, de aceea îmi iau jucările și plec acasă. Când vorbim de căsătorie, potrivire, nepotrivire, trebuie să luăm în calcul faptul că atunci când un tânăr își unește viața cu o tânără și întemeiază o familie, în momentul acela se produce o fuziune de comun și diferit. Adică o căsătorie se întemeiază pe un fundament de lucruri comune și aici procentajul diferă de la o familie la alta, da, în funcție de cât de mult au investit în perioada de cunoaștere, în relație, cât de mult au fost disponibili să folosească această perioadă a curteniei pentru a cunoaște. Și de afinități dintre două persoane. De afinități. Și există și un procentaj semnificativ de diferit. Doar datorită faptului că sunt bărbat și ea este femeie, avem prin simplu fapt al
diferențe de sex, avem diferențe destul de serioase între noi. Structurale, educaționale, sigur, mentalitate, cognitive, sigur, fizice, etc. Este un paradox. Că înainte de căsătorie, lucrurile care diferă ne atrag. Ea este diferită, are ochii albaștri, verzi. Are formele diferite. Are formele diferite. Diferențele atrag. Când intrăm în căsătorie, diferențele ajung să ne despartă. Este ciudat că atunci îmi plăcea așa de mult că e diferită, că e mai dinamică decât mine, că eu eram mai molcom, să zic așa, nu zic mototol neapărat. Mai moale, da? Dar ea era dinamică, era în lumea ei în public, se simțea bine și mă atrăgeam, mi-ar fi plăcut să stau lângă ea, mă simțeam în al nouălea cer lângă ea. Dar după căsătorie, dintr-o dată, ea a rămas aceeași persoană, foarte volubilă, dar ea își dorește să trăiască în societate, să se manifeste, iar eu, datorită de aceleași temperament pe care l-aveam și înainte, îmi place să stau mai mult acasă, să nu ies la plimbare, să nu merg la o sărbătoare. Care e explicația acestei schimbări semnificative de atitudine? Înainte de căsătorie e bine, după căsătorie nu mai e bine să fii diferit de celălalt. Una dintre cauze stă în lipsa unei pregătiri pentru căsătorie. Uh-huh. Foarte multe familii se întemeiază ca și când ar porni la munte legați la ochi. Adică nu știu cu ce se mănâncă. Ei cred că dacă ne iubim e suficient ca să fim fericiți. Și după ce ne căsătorim, totul va fi roz și frumos. Exact, totul va fi roz și frumos și dintr-o dată totul devine negru și roșu. Și nu corespunde așteptărilor. Lucrurile este exact invers și ofticant. Da. Deci asta este, pe de o parte, nu sunt pregătiți pentru ceea ce înseamnă cu adevărat o relație. Pentru că, din punctul meu de vedere, o relație impune responsabilitate, impune schimbare, adaptare, negocierea rolurilor, da, ajustare pe parcurs. Dar nu vreau să transmit prin asta că de acum relația de familie este ceva atât de responsabil încât chiar nu merită să fii responsabil, adică să te căsătorești. E prea mare responsabilitate, așa cum este tendința modernă. Tinerii de astăzi își asumă foarte greu responsabilitatea pentru căsătorie pentru că nu vor să se lege la cap. Da, se practică foarte mult în societatea occidentală conviețuirea fără căsătorie. Fără obligații, da, pentru că oricând ne putem retrage, ne putem găsi un alt pat, un alt dormitor. Mulțumim pentru colaborare. Gata. Apropo de schimbare, aminteați, căsătoria implică schimbare. Și mă gândesc că există o psihologie foarte interesantă, vecină cu egoismul sau chiar implicată în egoism la maxim. Și anume, toți am fost tineri, da? Toți ne-am pregătit cândva, cu mulți ani în urmă, ca să ne căsătorim. Iar tinerii, și pe vremea noastră, și văd și în generația tânără de astăzi, gândesc în felul următor. Îmi caut o persoană care mi se potrivește și care se poate adapta vieții mele. Cam asta caută toți tinerii. Dar sunt foarte puțini tineri care se gândesc, dar eu însumi sunt o persoană potrivită pentru cineva. Preocupările vis-a-vis de schimbare sunt în dreptul celuilalt. Ne-am căsătorit, logic, tu trebuie să te schimbi, nu? Dar nu mă schimba eu. Și foarte puțin se gândesc, stai puțin că și eu trebuie să mă schimb și eu trebuie să cedez multe lucruri, apropo de autonomie, cedez anumite tipuri de autonomie din viață. Adică dacă e un program, respectăm programul acela, dacă sunt niște valori, respectăm, sunt niște ținte comune în familie, tragem amândoi, nu unul stânga și unul dreapta, așa mai departe. Eu văd că foarte mulți tineri nu sunt pregătiți să înțeleagă că ei înșiși sunt chemați să acceseze, să producă niște schimbări majore în viața lor pentru bunul mers al familiei. Sigur, înainte de a ajunge la schimbări, pentru că acestea sunt foarte importante, există și o a doua cauză, pe lângă aceea lipsei de pregătire, de cunoaștere a ceea ce înseamnă familia. Este o lipsă a unei definiri concrete a ceea ce înseamnă dragostea. Pentru mulți care își întemeiază o familie, dragostea este doar simțământul acela care îți trece ca un fior prin întregul organism, care îți face să-ți tremure mâinile de emoție când o vezi sau când îl vezi, care te face
dintr-o dată foarte generos și cumperi buchete de flori, trimiți mii de SMS-uri și știu ce alte lucruri, care și-au rolul lor și nu sunt bune, sunt bune, nu sunt rele. Însă dragostea este mai mult decât atât. Emoția pe care o simți, pasiunea respectivă, e doar o parte a dragostei. Ce și potrivit studiilor care s-au făcut, această parte pe care noi o numim de obicei dragostea în general, este foarte vulnerabilă. Ea trece. Noi nu putem să trăim din punct de vedere emoțional toată viața la aceeași intensitate. Ne-am uzat de vreme, pentru că această încărcătură emoțională permanentă, secreția aceasta de adrenalină tot timpul, ne-ar obosi, ne-ar epuiza. Și Dumnezeu a lăsat ca lucrurile să se echilibreze. Există și alte dimensiuni ale dragostei, aceea care înseamnă prietenie, dragostea aceea care înseamnă principiu, indiferent de ce simt acum, totuși noi avem un legământ împreună, eu rămân lângă tine, chiar dacă tu ca soț... Nu ți s-a mărit fruntea, nu mai păr, soția a luat câteva kilograme, totuși soția mea, soțul meu, avem un legământ împreună, mergem până la capăt unul cu celălalt. Nu se cunoaște ceea ce înseamnă dragostea. Apoi nu se știe cum se poate păstra emoția, sentimentul, romantismul la un anumit nivel pe tot parcursul căsătoriei. Pentru că lucrul acesta este posibil, dacă ne dorim cu adevărat. Apoi, sigur că, așa cum spuneați dumneavoastră, intervine indisponibilitatea la schimbare. Dar dați-mi voie să vă spun că lucrul acesta s-a produs pe nesimțite. Nimeni nu-și propune, domne, eu nu mă încăpățânez și nu vreau să mă schimb. Ci lucrurile se pun dintr-o altă perspectivă. Și anume. Societatea noastră, după cum observați, are un anumit trend din perspectiva schimbărilor. Adică, ne obișnuim foarte repede cu modelele. De exemplu, un model de mașină. Conduc o Skoda. Am luat-o, ultimul model. Dar am luat-o la sfârșitul, când modelul era pe sfârșit. Și într-un an de zile a apărut un nou model. Câteva luni, un an de zile e mult. Și ispita este să te uiți deja după noul model. Model. Societatea ne-a învățat că lucrurile sunt toate de unică folosință. Și atunci tendința este să privești și relația ca de unică folosință. Mm-hmm. Nu mai merge. De ce să te rupi tu, să te lupi să mai cosi ciorapul când cu 4 lei în tren iei două perechi? Nu, vin acolo 2 la 4 lei, două perechi la 4 lei. De ce să mă mai lupt eu? De ce să mă duc la consilier? De ce să studiez? De ce să mă schimb? Plus că noua e mai simplu să o arunc. Noua ediție de mașină sau ciorapi arată mai bine, e mai suplă. Sigur că arată mai bine. E mai tânără, dar etc. Un amănunt. Fiecare model are hibele lui. Problema este că nu le știi. Aici este drama. Că după câțiva ani, când apare noul model, zic, ăla e totuși mai bun. Societatea, nu știu, poate că și-a propus cineva, și dacă privești din perspectiva Bibliei, cineva și-a propus să ne imprime greșit această tendință, da, vrășmașul lui Dumnezeu și al oamenilor, diavolul, să ne facă să credem că lucrul acesta se aplică și la relații. De aceea s-a creat o comoditate în noi, care mă face să nu văd nevoia de schimbare la mine. Dincolo mai bine schimb relația. Dincolo de tot ce spunem noi aici și apreciez tot ce ați împărtășit telespectatorilor noștri, eu cred următorul lucru și dacă greșesc vă rog să mă verificați și să mă corectați. Calitatea relației de căsătorie este direct proporțională cu calitatea personală, vieții personale, a celor doi. Iar calitatea vieții de căsătorie niciodată nu poate să depășească, să treacă peste calitatea vieții personale. Nu se poate. Nu, atâta e. Cineva spunea, căsătoria este ca o cutie goală. Așa? Când te căsătorești, nu e nimic acolo. Și ce pui tu de-a lungul anilor de căsătorie, aia va fi și aia vei scoate și te vei bucura de ce pui acolo. Pui lucruri frumoase, te bucuri de lucrurile frumoase. Pui lucrurile mai puțin frumoase sau amărăciune, gelozie, etc. și așa mai departe, alea le vei avea. Ce pui, aia scoți. Cum ești tu, așa ți-e și familia. Cum e turcul și pistolul. E vorba exact. Veche. Nu poate să fie doi oameni de o calitate îndoielnică și să-ți producă o calitate de viață de familie superioară. Sau invers. E aproape imposibil. Cercetătorii serioși, spun serioși în domeniul familiei, au ajuns la concluzia că căsătoria fericită, împlinită, este pentru persoane responsabile, pentru persoane fericite, care și-au acceptat propria persoană,
care știu aturile și limitele, care sunt disponibile la schimbare. Deci pentru persoanele mature. Mie îmi place să spun că căsătoria nu e pentru copii. Iar unii sunt copii, mari. Iar unii sunt copii până la bătrânețe. Se comportă ca niște copii, cu încăpățânări, cu mofturi și cu alte lucruri de genul acesta. Da, aveți dreptate. Calitatea relației ține de calitatea persoanelor implicate Corect. În acea relație. Pentru că dacă eu mă respect pe mine, îmi voi respecta partenerul. Eu nu-mi permit, pentru că mă respect pe mine, să spun cuvinte jignitoare soției mele. Să cobor sub un anumit standard. Nu se poate. Exact, pentru că am o anumită valoare ca persoană. Iar mai e ceva ce am observat eu. În domeniul financiar, oamenii gândesc corect. De cele mai multe ori, și anume. Că acum începem să învățăm și noi cum stau lucrurile cu capitalismul, nu după 25 de ani de așa, revoluție. Dacă investești într-un business, el crește. Dacă nu investești, el moare. Nu am înțeles de ce unii oameni nu aplică același principiu în viața de căsătorie. Dacă investești într-o relație, ea crește. Dacă nu investești, moare. Dar investiția înseamnă transpirație, sudoare. Înseamnă muncă. Când, ca să iei un salar, să ai un venit, să te bucuri de o mașină, de o casă, de nu știu ce, produse, haine, etc., trebuie să muncești. Iar muncă înseamnă transpirație. Cam asta este și în domeniul familiei. Dacă nu investești, nu renunți la unele lucruri și nu privești viața de familie ca un bun comun pentru care amândoi depunem eforturi să-l protejăm, se distruge, se felisează. Moare. Nu investim pentru că societatea consumeristă în care trăim ne-a învățat că satisfacția, de fapt, ne spune tot timpul, ni se promovează pe orice cale posibil că satisfacția, împlinirea, fericirea vine prin consum. Exact. Și atunci, ca să consum mai mult, trebuie să muncești mai mult. Trebuie să dedici cât mai mult timp consumului. Realitatea este însă că nu oamenii religiei, psihologii care studiază modul în care funcționează ființa umană. De exemplu, un studiu nou efectuat pe o perioadă de 75 de ani s-au cheltuit sume colosale, milioane de dolari, 20 de milioane de dolari. Cercetătorul George Valiant ajunge la două concluzii fundamentale și anume că adevărata fericire ține de calitatea relațiilor. Ce El frumos. Spune a iubi și a fi iubit, avea o relație de dragoste, aceasta este cheia fericirii. Punct. După 75 de ani de studii și 20 de milioane de dolari investiți. O lucrul acesta este clar când îl privești în Scriptură. De ce familiile din generațiile trecute erau stabile? Nu se vorbea de divorț. Pentru că oamenii nu puneau accentul pe a avea cât mai mult. Nu se punea, de exemplu, societățile de tip patriarhal. Da, sau, nu, ai cămile. N-ai cămilă de 100, cai putere, 200, ci cămilă. O cămilă putere. Ai mai multe. Da, asta este. Oamenii puneau accent pe relații. Așa. Familia. Haideți să schimbăm puțin registrul. Mai avem din ce în ce mai puține minute și timpul întotdeauna ne este vrăjmaș. Există familii fără conflicte? Dacă cineva vine și spune, domnule, eu nu m-am certat cu nevasta sau cu bărbatul niciodată în viață. E aceasta o declarație adevărată sau e o altceva? Dacă pui egal între conflict și ceartă, nu-l cred. Dacă definesc diferit conflictul de ceartă, aș putea să cred că sunt familii care nu s-au certat, dar care n-au avut conflict, nu cred. Ceartă este doar un mijloc de exprimare a conflictului. Conflictul este un fenomen specific oricărei relații. Fie că vorbim de relație de familie, relație la locul de muncă, că vorbim de relații politice, conflictul este o realitate specifică oricărui tip de relație, cu atât mai mult relațiilor de familie. Acum, există o doză de normalitate și multă anormalitate într-un conflict. Când vorbim de normalitate în conflict, vorbim despre acel conflict care presupune o diferență. Diferență de opinie, diferență de nevoie la un moment dat sau neîmplinirea unei nevoi. Aceasta, când partenerul nu-ți împlinește o nevoie, se naște un conflict. Este un conflict. Când, datorită diferențelor, negociem unde vom face concediul, acesta este un conflict. Este o diferență între noi, da? Pe care o pot gestiona amiabil, găsim o soluție, sau se transformă în ceartă. Cearta este
un conflict degenerat. Dar acum dau și a doua caracteristică a normalității conflictului. Deci este o diferență, da, pe care o poți rezolva în normal și atunci când el nu reprezintă o realitate omniprezentă în relație. Pentru că dacă tot timpul trebuie să lămurești lucrurile, să negociezi, să cauți soluții, te uzează relația respectivă. Nu mai ai timp pentru altceva, trebuie să stai tot timpul să rezolvi lucrurile. Deci, conflictul este ceva specific. Dacă vreți, el este un fenomen care ajută la creșterea și maturizarea relației. Uh-huh. Pentru că atunci când rezolvi un conflict sănătos, deja ai rezolvat o serie de probleme din viața ta de familie. Îți dă mai multă încredere, mai mult capital, experiență. Deja după 16 ani de căsătorie, unele probleme care acum 10 ani erau serioase în relație, acum mă uit la soția, am dat din ochi și s-a rezolvat. Da, pentru că ne-am învățat, prin priviri deja ne înțelegem. Altele trebuie să le mai gestionăm. Apropo de gestionarea conflictului, pentru că simțământul meu este că cele mai multe probleme reale și nu artificiale, foarte multe sunt artificiale sau așa, de popcorn. Cele mai multe probleme sunt generate de o gestionare defectuoasă a lor, a problemelor reale. Da. Și de multe ori, tânăra domnișoară, plină de vise și visuri, așa, și planuri de viitor, se căsătorește și după câteva săptămâni intervine prima criză sau câteva luni, da? Depinde de situație. Și vine o stare depresivă și de descurajare. Lucrurile nu stau așa cum mi-am imaginat eu. Prima ceartă sau primul conflict mai semnificativ și începe să se gândească, oare m-am căsătorit cu cine trebuie, oare nu cumva am greșit, oare nu cumva ar fi trebuit să nu fac pasul acesta. Și de aici o serie întreagă de probleme și îndoieli care macină. Ce putem spune asemenor, persoanelor care sunt în această situație? Aș spune că o mare greșeală pe care o facem, nu, sau avem o abordare greșită. Și aici asta ne creează mari confuzii. John Gottman este primul care a abordat conflictul într-o manieră științifică în domeniul familiei. Și el a ajuns la concluzia că de obicei conflictul degenerează și ne creează probleme majore în relație atunci când neglijăm dimensiunea emoțională, sentimentală a conflictului. Pentru că prima reacție a persoanei la un conflict este emoțională. Prima dată omul trăiește un simțământ. Să vă dau exemple clasice. Ai venit acasă de la muncă, ești obosit, da? Și soția este la bucătărie, îngrijorată cu toate mâncărurile acolo pe aragaz, grija cu copiii și totul, și nu te-a salutat cum trebuie. Tu ai salutat, tu ai venit cu gânduri mari acasă și ea ți-a răspuns puțin apatic la salutul tău. Și dintr-o dată ai un simțământ că ești neglijat. Nici măcar salutul nu mi l-a dat. Exact. Prima dată, efectul este la nivelul emoției. Iar emoțiile ne creează mari probleme. Mă simt și dintr-o dată devin morcovit, amărât. Și soția te întreabă, ce probleme ai? Și spui, adică te faci că nu știi ce probleme am. Și dintr-o dată ajungi în conflict. Și ea ridică ochii și spune, despre ce e vorba? Noi nu știm să gestionăm emoțiile. Avem conflicte, degenerează în ceartă. Trăim, așa cum spunea tânăra aceea, suntem deziluzionați, da? Nu mai știm, visul s-a spulberat, pentru că nu știm să gestionăm emoțiile. Emoțiile ne joacă feste. Iar într-un conflict, spune John Gottman, primul lucru pe care ar trebui să facem este să învățăm cum să gestionăm emoțiile și apoi să discutăm dimensiunea rațională a conflictului nostru. Și sugerez trei lucruri pe care el le spune. Mă rog. Primul rând, când simți că e un conflict și ești răvășit emoțional, calmează-te. Ești la o plimbare, retrage-te în dormitor, ești creștin, roagă-te. Calmează-te mai întâi de toate, liniștește-te puțin. Dacă discuți problema sub impulsurile acelea emoționale, sunt șanse mărite, crescute, aproape sigure, ca acel conflict să degenereze într-o ceartă serioasă, de care îți va părea rău mai târziu. Și va trebui să lupți ca să o repari și uneori rămân sechele. Al doilea lucru, după ce te calmezi, încearcă să validezi emoțiile celuilalt, ascultându-l empatic. Adică,
m-am simțit jignit. Nu spune niciodată, Doamne ferește, dar cum ai putut să te simți așa? Pentru că nimeni nu decide cum să se simtă. Eu nu apăs pe un buton, butonul jignit. Acum vreau să mă simt așa. Nu, acum vreau să mă emoția simt așa. Vine. Ea vine independent de alegerea pe care o faci. Uneori te surprinde. De aceea ascult empatic pe celălalt și validez sentimentele. O, îmi dau seama că te-ai simțit jignit. Nu spun că e corect că te-ai simțit așa. Că e bine că te-ai simțit sau e drept. Rău. Sau rău. Nu, dar e o realitate. Așa eu îți dau dreptate. Te-ai simțit așa. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Îmi dau seama. Și eu m-am simțit jignit și îmi dau seama ce rău este să te simți așa. După care încep să discut care e problema. Cum s-a ajuns aici? Mai avem foarte puțin timp. Mai sunt multe lucruri care ar fi trebuit să le amintim, dar timpul nu ne permite. Domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru prezența în studio. Nu știu cum vor evolua lucrurile, dar sper ca să mai fim împreună când veți trece pe aici, pe la noi de la București. Să sperăm. Dragi telespectatori, suntem la finalul emisiunii din seara aceasta, Familia sub foc încrucișat. Sunt multe probleme cu care ne confruntăm în viața de fiecare zi. Mariajul este solicitat de atâtea ori. Însă, vestea cea bună este că se poate. Se poate trăi o viață frumoasă, o viață echilibrată, împlinită, atunci când cei doi îl au pe Dumnezeu în viața lor, sau cel puțin dorința reală de a trăi frumos și de a se angaja într-o relație de sacrificiu, dacă e necesară, și de dorința de a fi frumos și de a trăi frumos în această viață. Și să știți că merită să investești, pentru că, până la urmă, cei care ne sunt în familie, cei dragi, ne sunt cei mai apropiați și de ei trebuie să avem grijă cel mai mult. Ei ne cunosc cel mai bine și ei ne susțin cel mai mult. Mulțumim pentru prezența alături de noi, spunem punct emisiunii din seara aceasta. Nu uitați, data viitoare, marța viitoare, revenim din nou aici la Perspective. Sunt Demeter Daniel și vă mulțumesc pentru prezență și răbdarea cu care ne-ați urmărit. Până data viitoare, nu uitați, fără perspective, viața n-are niciun sens. Pe curând!